Ploaia de stele O poveste de frații Grim Era odată o fetiță care a murisă mama și tata și a rămăsese așa de săracă, încât nu mai avea nicio comoruță unde să locuiască, nici un pat unde să doarmă, în sfârșit nimic altceva decât hainele de pe ea și bucățica de pâine pe care unii trecători miloși i-o dădeau din când în când. Ea însă ea era o fetiță foarte bună și foarte credincioasă și cum era părăsită de toată lumea, pleca cu Dumnezeu în gând pe câmp la voia întâmplării. La un moment dat se întâlni cu un om sărac care îi spuse, dă -mi și mie ceva de mâncare, sunt mor de foame. Ea îi dădu ultima bucățică de pâine ce avea la ea și zise, Dumnezeu să te binecuvânteze. Și plecă mai departe. În drum întâlni un copil care îi spuse, mi-e tare frig la cap, dăm ceva să mă acopăr. Fetița năstătă mult pe gânduri, își luă căciulița de pe cap și o dădu. Și iar apărut un copil gol-goluț, tremurând de frig. Îi dădu hăinuța ei și plecă mai departe. Așunse într-o pădure pe înserat. O femeie sărmană veni la ea și fetița îi dădu și cămășuța pe care o mai avea gândind. E noapte, nu mă vede nimeni, pot să stau și dezbrăcată. Și cum se tăia așa, deodată văzut deasupra capului o ploaie de stele care când cădau pe pământ se prefăceau un monez de aur. Din cer îi căzu la picioare o tunică tăsută din fir de aur și un inel prețios. Ea a îmbrăcat tunica, își puse inelul pe deget, apoi începu să adune monedele de aur. Deveni astfel foarte bogată și trăia apoi în belșug și fericire toată viața ei.